Doresc să vă spun că dacă derapajele democratice vor continua, este clar că în cadrul dezbaterilor din Parlamentul European se poate invoca articolul 7 din tratat, care înseamnă sancțiuni instituționale la adresa României. Noi nu dorim acest lucru, dar solicităm în mod expres ca acest guvern și Traian Băsescu să plece. Mulțumesc și răspund la orice întrebări. Una dintre sancțiunile instituționale se poate regăsi prin declanșarea oricărei proceduri pe oricare domeniu de infringement, blocarea fondurilor europene. Și dreptul de vot. Dreptul de vot? Da, este dreptul de exprimare în Consiliu a poziției unui stat membru.